Salut! Sunt Otto de la Mierea TV, iar astăzi tocmai s-a terminat a 18-a săptămână din singura transformare live de pe tot YouTube-ul, fraților. Singura dietă apicolă, singura transformare în timp real în care punem clipuri în fiecare săptămână cu toate mesele pe care le-am avut și cu cântarul oficial, bineînțeles, să vedem progresul. Săptămâna trecută a fost Paștele, iar sâmbătă, după ce am terminat de filmat clipul cu săptămâna 17, am mâncat foarte multe prostii. De fapt, toată săptămâna am mâncat foarte multe prostii, pentru că de sâmbătă trecută am primit un coș de dulciuri, o lădiță din aceea cu foarte, foarte multe dulciuri. Am mâncat 3 ciocolate, am mâncat chipsuri, am băut bere, am mâncat bomboane de ciocolată, am mâncat foarte mult cozonac, am mâncat în fiecare zi cozonac și ciocolată. Am mâncat foarte, foarte multe calorii, undeva pe la 4000 de calorii în fiecare zi, însă am făcut și foarte mult sport. Am ars în fiecare zi câte 1500 de calorii. Am făcut câte 3-4 ore de sport în fiecare zi. O oră de sală, de antrenament cu greutăți, plus încă o oră de mers pe bandă, pe plan înclinat de 10 grade, în care am ars 700 calorii, plus încă 2 ore de mers pe jos pe aici prin curte. A fost o săptămână nebună, am mâncat foarte multe mâncăruri tradiționale, pentru că știți și voi cum se gătește când sunt sărbătorile, se gătește foarte mult, foarte multă salată beef, foarte mulți cozonaci, drob, ouă roșii și tot ce se mai face pentru sărbătorile de Paște. Așadar, dacă sunteți curioși să vedeți ce am mâncat săptămâna aceasta și dacă vreți să vă motivați, haideți să vedem tot ce am făcut și toate mesele pe care le-am avut săptămâna aceasta în ordine cronologică, iar eu între timp mă duc jos să mă cântăresc, să vedem câte kilograme am și vom vedea împreună la sfârșitul clipului progresul de săptămâna aceasta și ne vom revedea aici să tragem ultimele concluzii ale acestei săptămâni. Hristos a înviat, urșilor, este luni astăzi, a doua zi de Paști și voi începe ziua cu o cafeluță Jacobs naturală, pe care o să îndulcesc cu o linguriță de miere de rapiță, pentru că mierea asta de rapiță este foarte bună pentru organismul uman, are mai puține calorii decât zahărul și nu schimbă gustul cafelei. Iar aici o să mănânc o linguriță de păstură, pentru care are foarte multă proteină și mă ajută cu masa musculară. S-a făcut ora 11, urșilor, este timpul pentru micul dejun, iar pentru prima masă avem salată beef, avem drob, un ou roșu și o feluță de pâine, din asta de secară de la Velpitar. Mic dejun tradițional românesc, cu mâncare de sărbătoare, pentru că mai am o grămadă de mâncare tradițională, fraților. Am mâncat foarte multă și în weekend, am rupt, cred că, vreo 2 cozonaci, am mâncat și drob, am mâncat la salată, cred că, peste 1 kg și vor mai fi câteva zile în care voi mai mânca mâncăruri din acestea. Este destul de nasol cu slăbitul, nu știu dacă voi mai reuși, deși ieri am reușit să fac 20.000 de pași, adică 15 km în 3 ore. Am încercat să fac foarte mult cardio să mai ard din caloriile consumate zilele acestea, dar săptămâna asta vă zic sincer că nu știu dacă voi mai reuși să slăbesc. O să mănânc micul dejun acum, după care trebuie să mă pregătesc de sală, trebuie să fac și o comandă pentru că am o comandă la cineva în Râmnicu Vâlcea, pe care o voi livra personal acasă. Avem aici o comandă de livrat astăzi în orașul urșilor. Avem 4 borcane de miere de mană, din asta premiată la târgurile naționale și internaționale apicole, miere premium de cea mai bună calitate, am luat locul întâi de foarte multe ori cu ea, și 2 borcane de miere polifloră. Și aceasta este foarte bună, este miere premium. Dacă doriți și voi să comandați, puteți intra pe site-ul meu www.mieretvo.ro și faceți acolo o comandă, iar coletul va ajunge la dumneavoastră acasă maxim 48 de ore lucrătoare. Gata, urșilor, acum suntem pregătiți să plecăm la sală. Mi-am făcut și sucul de cătină cu miere și cu apă minerală. Avem aici pulpa de cătină cu miere premium. Este un produs foarte, foarte bun. Este cel mai bun pre-workout care există, decât să cumpărați tot felul de prostii, de prafuri. Mai bine consumați ceva natural și credeți-mă, vă dă energie foarte, foarte mare și veți avea antrenamente mai lungi și mai puternice. Haideți să plecăm la sală. Found myself in my regrets. I've become a little strong.
Pentru greutăți ne băgăm pe bandă, urșilor. Vreau să fac o oră, să ardem 700 de calorii. După cum vedeți, am ars deja 95 de calorii în 8 minute. Planul este înclinat la 10, viteza 4. Aici am sucul de cătină cu miere, să-mi dea energie să termin și al doilea antrenament, asta de cardio. Ia uitați, urșilor, am ars și astăzi 700 de calorii într-o oră. Este fantastic. Mai avem 30 de secunde. Am ars foarte multe calorii, am mai făcut încă o oră de antrenament cu greutăți și când voi ajunge acasă o să mai fac încă o oră de mers prin curte, pentru că trebuie să arde multe calorii. Am consumat foarte multe dulciuri zilele trecute și mai am câteva dulciuri, ciocolată, cozonac și așa mai departe, pe care vreau să le mănânc zilele astea. Așa că trebuie să arde multe calorii dacă vreau să mă mențin măcar, nu să mai slăbesc. Nu mai am șanse să slăbesc săptămâna asta, dar măcar să nu ne îngrășăm foarte mult. S-a făcut ora 3, urșilor, am venit de la sală și avem aici o ciorbiță. Ia uitați ce bine arată, o ciorbiță de perișoare cu foarte multe legume, zarzavaturi, foarte multe verzituri din astea. O să punem niște ardei iute din ăsta în oțet, pentru că mi-e place foarte mult și am chef să fie un pic picant. Probabil că o să mai punem mai încolo, să vedem. Au trecut 4 ore de la ultima masă și am nevoie de o servire cu proteină, așa că ciorba asta este extraordinară pentru că are foarte puține calorii și avem aici 10 perișoare. 10 perișoare care o să-mi ofere o grămadă de proteină. Trebuie să avem grijă de masa asta musculară, să mâncăm 4-5 mese pe zi cu proteină, undeva între 3 și 5 ore, între fiecare masă. O să mănânc totul cu 2 feluțe de pâine din asta de secare de la Velpitar, o pâine foarte bună. Iar ca desert avem cozonac. Ia uitați ce bine arată cozonacul ăsta. Mai avem și o ciocolată. Am primit un coș din acela săptămâna aceasta, un coș din acela de cadouri și au avut foarte multe dulciuri. Asta este ultima ciocolată care mi-a rămas. Am mâncat foarte multe dulciuri săptămâna asta, adică weekendul acesta. Am mâncat vreo 2 ciocolate. Am mâncat un iepuraș din ăla de Paști, tot așa de ciocolată. Am mai avut o pungă de praline de ciocolată. Am mâncat și un cozonac jumătate. Ăsta a mai rămas, jumătatea asta de cozonac, din cei 2 cozonaci pe care mi-a făcut maica mea pentru mine. Ai mei încă n-au venit acasă, sunt la Bulgari, în vacanță, o să vină miercuri, dar mai am multă mâncare gătită. Mi-a gătit maica mea de joi foarte multă mâncare. Nu-mi fac griji de mâncare, urșilor, îmi fac griji că nu știu cum o să ard toate caloriile astea. Ciocolata nu o să o mănânc acum, o să o vedem, o să mâncăm mai pe seară. Decât felia asta de cozonac o să iau ca desert după masa aceasta. Apoi vreau să mai stau puțin și să începem să mai facem niște pași. Să facem și astăzi 10.000 de pași, plus o oră de antrenament la sală, cu greutăți, plus încă o oră de mers pe bandă pe plan înclinat de 10, în care am ars 700 de calorii. Singura problemă este că am făcut bășici. Am făcut niște bășici în talpă, pentru că și ieri am mers 3 ore. Am făcut 20.000 de pași, adică 15-16 km pe jos. Dar asta e, nu mă plâng, o să trecem și peste durere și o să încercăm să mai facem pași. Să facem foarte multă mișcare, pentru că este foarte importantă mișcarea. S-a făcut ora 7:30, urșilor, au mai trecut 4 ore de la ultima masă, iar aici avem salată băuf cu niște cărniță de miel la cuptor. O să mănânc cu un colț din ăsta de pâine, dar nu știu dacă o să mănânc toată cărnița asta, vom vedea, pentru că este destul de multă. După cum puteți vedea aici, este o bucată destul de mare, da? Poftă bună vă doresc. Ia uitați cât au osul, urșilor. Haideți să-l dăm lui Maia, că l-așteaptă. Sunt convins că l-așteaptă. Haideți să vedem bucuria ei de pe față când o să vadă dita mai osul. Maiucu, Maiucu, ia uite ce am aici. Ia uite, Maia, ia uite fetițu. Ia uite, marjă ăsta. Ți-am dat cărniță ție, că tu n-ai dințișori. Urșilor, am terminat, iar cărnița asta mi-a rămas pentru mâine, da? O să o iau și o să o pun înapoi în tavă și o să o încălzim mâine. Avem aici destul de multă carne, cât să ne ajungă pentru o porție.
Urșilor, la desert avem o ciocolată din asta, Shogeten. Este o ciocolată super bună, am mai mâncat una weekendul acesta, așa că o să avem un weekend prelungit. Am mai avut eu cheat day-uri, dar niciodată nu așa multe și așa puternice și așa lungi. Ia uitați, urșilor, are 573 de calorii pe 100 de grame. Fantastic de mult! O oră de cardio ca să arzi o ciocolată din asta de 100 de grame. Are foarte multe calorii, dar este și foarte bună. Așa cum vă ziceam mai devreme astăzi, nu am pretenția să mai slăbesc săptămâna aceasta. De obicei, o ciocolată are în jur de 500 de calorii. Asta are 573. Pentru că are multe alune. Mamă, cât de bune. Asta e una dintre ciocolatele mele preferate, Shogeten. E una dintre cele mai bune ciocolate, după părerea mea. Chiar sunt curios să-mi scrieți în comentarii care este ciocolata voastră favorită. Și 10 minute mai târziu, urșilor, ciocolata este rasă. Aș mai putea să mai mănânc încă 2-3 ciocolate, sincer vă zic. Pofta mea de dulce acum este mai mare decât atunci când m-am apucat să mănânc această ciocolată, adică înainte să mănânc această ciocolată. Asta este, câteva luni de acum încolo nu se mai mănânc ciocolată, mai am batoane proteice cu 20 grame de proteine care au un gust extraordinar de bun. Exact ca Snickers-ul, da, așa este, puteam să mănânc din acelea, puteam să mănânc două din acelea și să iau mai puține calorii, să iau 400 de calorii și 40 de grame de proteină față de 573 de calorii și decât 6 grame de proteină. Da, atât are ciocolata asta, 6 grame de proteină. O alegere foarte proastă, dar dacă am primit-o și o aveam acasă, am zis să o mănânc. M-am relaxat puțin zilele acestea pentru că a fost Paștele, dar ușor, ușor trebuie să reintru la normal. S-a făcut ora 11 în seara, urșilor, și avem aici o budincă proteică de 40 de grame de proteine de la Dr. Oetker. Vă dați seama față de 6 grame cât avea ciocolata aia. Nu se compară din punct de vedere nutrițional. Este mult mai bună această budincă proteică. De aceea prefer să o mănânc acum seara înainte de somn, pentru că am nevoie de o ultimă servire de proteină pe ziua de astăzi, a patra servire de proteină. Are 400 de grame această budincă, deci este de 4 ori mai multă cantitate față de acea ciocolată de 100 de grame. Are 83 de calorii pe 100 de grame față de 573 cât avea ciocolata. Oricum, toată budinca asta de 400 de grame are undeva la 330 de calorii, deci aproape la jumătate din numărul de calorii pe care l-avea ciocolata. Și nu mai punem la socoteală că această budincă are 400 de grame, este de 4 ori mai mare ca și volum, da? Ca și cantitate, decât acea ciocolată. Practic este de 8 ori mai puțin densă în calorii și gustul, credeți-mă, este foarte, foarte bun. Este o budincă foarte bună, este foarte dulce, foarte fină. Abia aștept să o mănânc și apoi să mă bag în pat. Ne vedem mâine dimineață, urșilor, să vedem ce mai mâncăm. Ce vreau să spun este că nu trebuie să fie o dietă plictisitoare, deci dacă suntem la dietă nu trebuie să ne ferim neapărat de deserturi, dar trebuie să facem alegerile bune, da? În loc de ciocolată putem să mâncăm o budincă din asta proteică sau putem să mâncăm niște batoane proteice, ne vor ține mult mai bine de foame, au mult mai puține calorii. Dacă facem alegerile inteligente, putem mânca și lucruri bune, lucruri dulci, și astfel nu ne vom îngrășa, ba chiar putem să slăbim și să mâncăm și lucruri bune, să mâncăm desert. Neața, urșilor, începem și ziua de astăzi cu produsele apicole, cu suplimentele mele apicole. Avem aici o mânuță de păstură, este foarte, foarte bună pentru masa musculară, are toți și 9 aminoacizi și peste 35% proteină. Da, foarte bună. Haideți să punem și o linguriță generoasă de miere de rapiță în cafea, pentru că mie îmi place cafeaua dulce. Iar mielea de rapiță nu schimbă gustul cafelei, are și mai puține calorii decât zahărul și este la fel extraordinară pentru corpul omenesc. Bem cafeluța, să ne trezim bine și apoi coborâm să mâncăm ceva. Urșilor, s-a făcut ora 1 și de-abia acum îmi servez micul dejun pentru că tocmai am filmat un clip pentru voi, să-l vedeți joi. Pentru prima masă a zilei avem salată băuf, drob și 2 ouă roșii, pe care o să le mănânc cu 2 felțe de pâine integrală din asta de velpitar, iar aici avem muștar. Da? Muștar de la Knorr. O să mai vedeți astfel de mâncăruri săptămâna aceasta, pentru că încă nu s-au terminat. Mai avem salată băuf, mai avem și foarte mult drob și foarte multe ouă. Am ars și astăzi 700 de calorii pe bandă, urșilor, într-o oră. Avem planul înclinat de 10, viteza 4, greutate 106 kg. Am mai făcut un antrenament cu greutăți de o oră. Am ars acolo vreo 200 de calorii. Am mai mers prin curte încă o oră. Am ars acolo vreo 350-400 de calorii. Așa că am trecut și astăzi de 1000 de calorii arse. Haideți să mergem acasă să vedem ce mâncăm.
S-a făcut ora 6, urșilor, am venit de la sală. Este un pic cam târziu, așa că trebuie să mănânc următoarea masă. Avem aici o ciorbiță, cum am mâncat și ieri, cu foarte multe perișoare, cu foarte multă proteină. Ia uitați cât de multe perișoare avem și astăzi. Foarte multe legume, zarzavaturi, după cum puteți vedea, pentru că avem nevoie și de vitamine, nu numai de proteine, da? O să mănânc cu niște ardei din ăsta în oțet, ardei iute. Avem aici pâine graham de la Velpitar, am cumpărat-o acum foarte proaspătă, pentru că pâinea cealaltă se învechise. Iar la desert avem un măr pentru că am uitat să mănânc fructe zilele acestea și pentru că mai avem cozonac, mi-am tăiat și o felie de cozonac. Pe desertul ăsta o să-l iau sus și o să-l mănânc la laptop. Mă bag acum să mănânc ciorba. Poftă bună vă doresc tuturor și noi ne vedem la următoarea masă. S-a făcut ora 10, urșilor, iar pentru masa de seară avem aici multă salată băf. Avem ultima porție de carne de miel la cuptor. Avem un ou fiert. Avem două filuțe de pâine din asta graham, iar la desert avem cozonac. O să-mi tai o felie de cozonac, asta este ultimul cozonac. Avem foarte multe proteine, avem foarte multe legume de la salata bœuf, avem și grăsimi, avem și carbohidrați de la pâine, da, de la cozonac, așa că este o masă completă. Vă urez poftă bună și ne vedem mâine dimineață să vedem ce mai mâncăm. Neața urșilor, astăzi m-am trezit așa cu foame, cu un gol în stomac, de aceea mi-am pus aici mai multă păstură, avem vreo 2-3 lingurițe de păstură. După cum puteți vedea, s-a golit și borcanul ăsta, trebuie să mă duc jos în depozit să mai iau altul. Iar aici mi-am pregătit o cafea, foarte bună păstura. Haideți să punem o linguriță de miere în cafea, pentru că îmi place cafeaua dulce și am făcut-o destul de tare. Am pus 2 lingurițe cu vârf, adică cam 3 lingurițe. Așa că o să pun și o linguriță din asta mare de rapiță, plină. Încercați și voi produsele apicole, încercați să aveți o dietă cu suplimente apicole exact cum am și eu, pentru că sunt foarte, foarte sănătoase, sunt bune pentru organism, vă ajută și cu mușchii să puneți masă musculară, să aveți antrenamente mai lungi, vă veți simți extraordinar, sunt niște alimente naturale și nu sunt deloc scumpe urșilor, da? Adică oricine și le poate permite. S-a făcut ora 11, urșilor, și după cum puteți vedea, meniul de Paște încă mai continuă la mine pentru că n-am terminat toată mâncarea. Avem aici salată băf, avem drob, avem 2 fierte, avem 2 feluțe de pâine graham din aceasta, de la Velpitar. Este foarte bună, este moale, are puține calorii, are 240 de calorii și 10 grame de proteină. Și ouăle au multă proteină, în jur de 6 grame pe ou. De drob, ce să mai zic, este numai proteină foarte bună. Am început să mi se vindece bășicile din piciorul și lor. Ia uitați, asta e la stângul. V-am zis că am mers foarte mult și am făcut foarte mult cardio până când mi s-au făcut bășici. E destul de nasol, dar nu mă las. Ia uitați și la dreptul câta bășică am aici. Fai de capul meu. Sunt dureroase, dar asta este. Trecem și peste durerile acestea pentru că trebuie să fim tari. Don't burn it down. Burn it down. Don't burn it down. Burn it down. I killed it, it's murder. 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 I killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder, go crazy, berserker.
killed it, it's murder, go crazy, berserker. I 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 killed it. Killed it, it's murder. Și s-a terminat o oră de mers. În sfârșit, am ars 708 calorii. Sunt rupt. Am mai făcut și 14.000 de pași astăzi. Am mers 2 ore pe jos prin curte până să vin la sală. E extraordinar. Am început să mă doare iar bășicile. Cred că picioarele însângerează, dar nu e nimic. Vom merge acum să ne relaxăm și să sperăm că se mai vindecă din bășicile astea, ca să pot să mă antrenez și mâine la fel de tare. S-a făcut ora 5:30, urșilor, am venit de la sală și o să mănânc o ciorbiță din asta de perișoare cu foarte multe legume. Este foarte bună pentru slăbit și foarte sănătoasă. Și aici avem și o bucățică de carne de porc, da? Un fel de șir, așa. Pentru că a făcut mai mea și cu niște cărnițe din asta. Era la fund niște cărniță, dar dacă am avut perișoare, n-am mâncat-o. Însă acum am rămas fără perișoare, mai am decât vreo 4-5 perișoare pe aici. Așa că mi-am pus și o bucată de carne. A fost foarte bună ciorba urșilor, dar acum este timpul pentru desert. Avem aici ultima bucată din cozonac. Cu bucata asta se fac 2 cozonaci mâncați într-o săptămână. Vedeți, este ultima bucată, este colțul. O să mănânc și pasta, să se termine odată și apoi să încercăm să intrăm la dietă mai serios, să nu mai mâncăm atât de multe dulciuri și să mâncăm mai multe fructe, pentru că săptămâna asta am mâncat foarte puține fructe. S-a făcut ora 7:30 și am poftă de ceva dulce, așa că o să mănânc un baton din ăsta proteic cu 20 de grame de proteină de la Barbells Hazelnut and Nougat. Baton foarte bun. Are 200 de calorii și 20 de grame de proteină. Au venit ai mei din Bulgaria, urșilor. Ia uitați ce mi-au luat. Mi-au luat o pungă de bomboane. 2 pungi, de fapt. Hai să vedem cum sunt, că sunt curios. Astea cred că sunt caramele. Ia uitați, caramel toffee, clasic. Și aici avem, uite mai punga, cu o grămadă de bomboane. Astea sunt cu diverse arome. Să iau și câteva diferite, așa. Hai că luai 3. Vedeți? Interesant. Haideți să vedem cum sunt. Nu sunt cine știe ce, nu mă dau în vândut pe ele. Bomboanele astea cu ciocolată sunt așa ieftine. Iar caramelul asta pur și simplu se simt granulele de zahăr așa, cu gust de caramel. Am comis-o și astăzi din nou. Am mâncat dulciuri și am mâncat tâmpenii în fiecare zi. N-am putut să mă abțin săptămâna asta, se pare. S-a făcut ora 10 și este timpul pentru masa de seară. Mi-au adus ai mei de la Buzău niște sarmale în foi de viță, niște babic și o să mănânc totul cu niște pâine din asta Graham. Vreo 2 filuțe de pâine. Avem foarte multă proteină aici. Cam asta este masa de seară. Poftă bună vă doresc tuturor. Și am găsit o pungă urșilor cu covrigei ăștia de Buzău. Sunt extraordinare, am mai mâncat 2 până acum. Sunt foarte, foarte buni. Nu sunt din aceia tari cum găsești în comerț. Foarte buni. Sunt crocanți, dar nu-ți rup dinții, sunt aerați așa, nu știu cum să vă explic. Sunt original de la Buzău. Nu toate fake-urile care le găsiți în magazine. Iar aici, mi-a zis maică-mea că aveam o caserolă de pepene în frigider de vineri, de când au plecat ei. Și eu n-am văzut-o, așa că am luat-o acum să o mănânc. A zis maică-mea că am mâncat și câteva bucăți și încă mai e bun pepenele. Așa că ăsta o să fie desertul meu. Și așa nu prea am mâncat fructe astăzi. Neața urșilor! Începem ziua tot cu suplimentele apicole. Așa că îndulcim cafeaua cu o linguriță de miere de rapiță. Ia uitați, generoasă, pentru că îmi place să fie dulce cafeaua. Iar aici avem borcanul gol de păstură, fraților, de ieri. Trebuie să mă duc jos în magazie, în depozit, să iau alt borcan, dar stați fără grijă că o să mă duc să-mi iau și o să consum o linguriță, două de păstură, pentru că este extraordinar. Ieri mi-a dat o putere fantastică la sală. Am făcut cu 190 de kg la picioare. Am puțină febră musculară astăzi, la picioare, la fesieri, dar nu este nicio problemă, o să trecem peste toate astea. Cel mai important este că nu mai mă dor așa tare bășicile, s-au mai vindecat.
Am făcut o baie fierbinte în cadă de o oră, mi-am dat cu niște soluții pe ele și astăzi m-am trezit mult mai bine, așa că o să ne antrenăm foarte tare. S-a făcut ora 11 urșilor și mi-am pus aici două feliuțe de pâine, din asta Graham, de la Velpitar. Avem două feliuțe de cașcaval, de data asta avem din acesta de la Hochland, pentru că n-am mai intrat în Lidl. Avem câte patru feliuțe de babic pe fiecare felie de pâine și aici am tăiat foarte multe roșii. Aici avem și o banană ca desert. Aceasta este prima masă de astăzi. Este o masă care îmi place foarte mult, are și legume, are și fructe, are și proteine, are și grăsimi și carbohidrați, este o masă completă, da? Haideți să mâncăm și apoi să începem să facem niște pași, pentru că vreau să fac și astăzi vreo 2 ore de mers înainte să plec la sală. Urșilor, am făcut 14.000 de pași, am mers 2 ore, am făcut un duș și acum este momentul să plec la sală, așa că am puțin nevoie de energie. Mi-am făcut un sirop de cătină cu pulpă de cătină cu miere premium, produsul nostru super, super bun, care îmi dă foarte multă energie. L-am făcut cu apă minerală Borsec și mi-am făcut aici într-o sticlă din asta de jumătate de litru. O să o iau cu mine la sală pentru că asta îmi va da foarte multă energie și mă va ajuta să mai fac încă o oră de antrenament cu greutăți și încă o oră de mers pe bandă, pe plan înclinat de 15 grade, să ardem foarte multe calorii și astăzi. S-a făcut ora 5 urșilor, am venit de la sală, ia uitați ce a gătit maică-mea aici, ia să vedem ce e aici, ciorbă de fasole, păi, dar n-are carne? Nu pot să cred. Fără carne, lasă că e De carne de ce? tot. Eu nu mănânc. Dacă n-are carne, eu nu mănânc. Și aici ce avem? Ia să Are vedem. multă proteină fasole. E, are multă proteină fasole. Eu vreau carne, că sunt carnivor. Ia uitați aici, varză. Mamă, câtă carne are varza asta. De asta vreau să mănânc, pentru că mi-este foame. Haideți să-mi punem și eu o porție. Tocmai ce am venit de la sală. Mamă, cum mușchiul din ăsta a fumat așa slab. Super, super bun. N-ai pus cresimenia, nu? În varză. Doar așa ce și-a lăsat de la, uite, are și cârnați. Super tare. Hai să facem o porție și să mâncăm, pentru că mi-este foame. Cam așa arată porția pe care mi-am pus-o. Ia uitați câtă carne mi-am pus aici și carne și cârnați. Super, super tare. O să punem și niște ardei din ăsta, în oțet, pentru că vreau să fie picant și îmi place foarte mult ardeiul ăsta. O să-mi punem mai mult. Și la desert, o să vă arăt imediat, am adus cozonacul ăla pe care l-am primit în coșul acela de cadouri. Asta a mai rămas în tot coșul ăla și vreau să vedem cum este. Ia să vedem. Da, un panetone așa. Și aici am luat și un gem, pentru că s-ar putea să nu fie prea umplut și vreau să mai punem niște magiuni din ăsta de prune peste. Ăsta nu are zahăr, ăsta de topoloveni. Ia să-l vedem. A, e gol. E gol! Știam eu, de-aia am adus gemul ăsta de prune. Și fii atentă. Îl punem așa. Și îl tai așa, felii. Varza a fost foarte bună, urșilor. Haideți să vedem acum cum este cozonacul ăsta. Un fel de pâine cu magiun. Bine, putea să fie un fel de cozonac cu Nutella, dacă aveam Nutella, dar așa este un fel de pâine cu magiun. Sunt foarte pofticios și nu puteam să închei săptămâna aceasta fără să gust și din panetonele ăsta. Am mâncat atâtea ciocolate, am mâncat atâtea dulciuri, chipsuri, praline de ciocolată, iepuraș de ciocolată. Am mâncat tot ce era în coșul ăla și vă dați seama că nu puteam să nu gust și din acest panetone. S-a făcut ora 8:30, urșilor, și avem aici cel mai ieftin pepene de anul acesta. Am prins cu 3,60 programul. Haideți să vedem cum arată, sunt foarte curios. Și trebuie să mai mâncăm fructe. Da, uitați ce pată galbenă are, ce mare e. Da, trebuie să mâncăm fructe mai multe, că am mâncat puține fructe săptămâna aceasta. Dacă am avut atâtea dulciuri, atâtea prăjituri, atâtea cozonac, atâta... Mamă, cum a sărit apa din el. Vezi să nu stai mâinile. Iar aici avem o gustare tot așa dulce, pentru că nu se poate fără ciocolată, urșilor. Avem o budincă proteică cu 40% proteină, pe care o să o mănânc. Am și nevoie de proteină, dar am și poftă de ceva cu ciocolată, așa. Ia, cum arată. Mamă, arată bine. Haideți să facem și cutia asta cu budincă proteică. Da, deci am nevoie și de proteină, dar am și poftă de ceva dulce. Uitați, deja am mai mâncat o din asta, o bomboană de ciocolată. Ia uitați. Foarte bună budinca asta proteică și are niște valori nutriționale foarte bune. Bun, suficient asta și budinca. Haideți să mergem sus, că maica mea nu se uită pe Survivor și vreau să mă uit la Survivor. S-a făcut ora 11, urșilor, și am aici ultima masă pe ziua de astăzi. Avem niște drop de la Buzău. Drobul nostru s-a terminat. Abia aștept să văd cum e dropul ăsta, pentru că mătușa mea îl face cu carne de miel, cu organe de miel.
maica mea l-a făcut de pui și cred că o să fie mai bună asta de miel. Avem și ultimul ou roșu, o să mănânc cu muștar, aici avem niște pâine din asta graham de velpitar, am aici un colț, o masă ușor de preparat cu ce mai găsit prin frigider. Ușor, ușor trebuie să revin la programul meu de 4 mese pe zi cu proteină, pentru că am mâncat foarte multe prostii de o săptămână încoace, nu mai mă pot opri, mănânc foarte multe dulciuri, foarte multă ciocolată și nu este ok. Iar dacă voi începe să mănânc chiar și mai multă proteină, să am 4 mese regulate cu multă proteină, va fi mult mai bine pentru că îmi va ține poftele sub control. Proteina te satură mult mai mult, este mult mai sățioasă. Da, este mult mai bun drobul ăsta. Nu știu, așa din Buzău gătesc super bine. Și mea că mi-a gătește super bine, dar nu știu, poate mi s-a luat mie de mâncărurile ei. Atunci când mănânc de la altcineva, mi se pare super bună mâncarea. Bine, și carnea este diferită, v-am zis, asta este de miel. Ce a făcut maică mea a fost de pui. Nu știu, sunt prea pofticios și îmi place foarte mult mâncarea. Bună dimineața, urșilor! Avem aici o cafea cu miere și o să mai mănânc câteva bomboane din astea cu ciocolată. Am mâncat și aseară câteva. Ia uitați aici rămășițele. Până la urmă n-am putut să mă abțin. Azi noapte, de fapt. Astăzi vreau măcar să le mănânc dimineața, să nu le mai mănânc seara, să nu le mai mănânc noaptea. Măcar să profit de energia care mi-o dă ciocolata asta. Se anunță un grătar spectaculos astăzi, urșilor. Ia uitați ce am luat aici. Am luat bere, am luat pâine, am luat tot felul de chestii. Ceafă, crnați de două feluri, pulpe de pui. Am luat și mici. O să facem un grătar ca lumea de tot. Avem și câțiva invitați. Așa că o să sar peste masă de dimineață pentru că așteptăm grătarul. Ne apucăm acum de dimineață să-l facem și o să mănânc foarte multă proteină. Și o să beau și bere. Nu o să mai mă duc nici la sală astăzi. O să fie un dezmăs total. E mai bun, da? Pe masă, cu lumină. Da, și la plec. Ai pus-o până mare acolo? Da. Ce, păi, dar... Da, ultimile. Bă, aia, mă. Tu vreți? Și-a pus, mă, pâine să facă. Gata, urșilor, s-a făcut ora 4, am rămas singur, au plecat musafirii, vreau să spun că am mâncat foarte, foarte mult, foarte multă carne cu pâine, cu muștar, am mâncat mici, am mâncat 3 feluri de cârnați, am mâncat ceafă de porc marinată, am mâncat pastramă de oaie, am mâncat drob de oaie, de miel, adică ne-a dus cineva, mușchiuleț, aperitive, am băut și vreo 3 beri din alea mari de 0,66 Carlsberg, am făcut iarăși excese, la fel cum am făcut toată săptămâna. Acum vreau să mă pun puțin în pat, să mă odihnesc și ne revedem mai pe seară să vedem ce mai mâncăm. Bine, adică probabil că o să mănânc tot carne pentru că a rămas foarte multă carne. Foarte multă carne de la grătar pentru că așa rămâne de fiecare dată când facem grătar. Și probabil că o să mănânc cam aceleași lucruri, dar o să vă arăt diseară. S-a făcut ora 8, urșilor, și avem aici cam ce am mâncat de dimineață și la prânz. Avem aici două feluri de cârnat, aici avem un mic gigantic și aici o pulpă de porc gigantică. O să mănânc cu 3 feliuțe de pâine și cu muștar. Mai diseară pe la 9-10 s-ar putea să mănânc niște pepene, pentru că astăzi n-am mâncat fructe deloc și nici legume, am mâncat numai carne. Poate mai mănânc și niște bomboane din acelea dulci de ciocolată. Una peste alta, cam asta a fost săptămâna 18. Ne vom vedea mâine dimineață să ne cântărim, să vedem câte kilograme am, să vedem cum încheiem săptămâna aceasta. Poftă bună vă doresc tuturor! Ok, urșilor, haide să vedem, s-a făcut sâmbătă, haide să vedem câte kilograme am. Măcar de aș avea în jur de 106 kg aș fi super fericit, pentru că am mâncat foarte multă ciocolată, am mâncat aproape în fiecare zi ciocolată și am mâncat multe calorii, adică 105,9, wow, e super bine. Mă așteptam să am mai mult, sincer vă zic, mă așteptam să am mult mai mult, pentru că am consumat foarte multe calorii, dar se pare că antrenamentele au dat roade, urșilor. Mamă, 105,7 mi-a arătat. Of, ce oftic. Haideți să mai vedem o dată. Ia uite, 105,7. Dar nu-i nimic, o să trecem 105,9. Haideți să mergem sus, să scriem pe foaia mea. Pentru că este un rezultat bun, sunt super mulțumit. Mă gândeam că o să mă îngraș foarte tare săptămâna aceasta, dar se pare că nu. Ok, am scris aici, urșilor, la săptămâna 18, 105,9. Este un rezultat extraordinar, chiar dacă n-am mai reușit să slăbesc, chiar dacă este prima săptămână când nu am mai reușit să slăbesc, la cât am mâncat săptămâna asta este foarte, foarte bine. Dacă vreți să vedeți toate săptămânile din sezonul 4, de când am început anul acesta, de pe 3 ianuarie 2021, de la 121 de kilograme, le puteți vedea pe acest canal, în playlistul Otă slăbește. Și bineînțeles, puteți să vedeți peste 100 de clipuri de când am început acest canal, această transformare.
transformare de pe 7 ianuarie 2019, de când aveam 146,4 kg. Să vedeți cât de gras eram atunci. Urșilor, a fost o săptămână nebună, am reușit totuși să mă mențin. La cât am mâncat săptămâna aceasta, a trebuit să compensez cu foarte mult sport, așa că activitatea mea fizică a fost undeva la 4 ore în fiecare zi, o oră de antrenament cu greutăți, plus încă 3 ore de cardio, de cardio ușor, de mers. Dar credeți-mă, și mersul este foarte bun, am ars foarte multe calorii. Într-o oră pe bandă, pe plan înclinat de 10 grade, ard 700 de calorii, iar într-o oră de mers pe plan normal, prin curte, ard undeva la 350-400 calorii. Așadar, am ars undeva la 1500 calorii în fiecare zi, pentru că altfel nu puteam să mă mențin la greutatea aceasta, altfel mă îngrășeam foarte mult, pentru că numărul de calorii a fost foarte mare, pentru că am mâncat foarte multe lucruri care sunt dense în calorii, cum ar fi cozonacul, ciocolata, salată beef care este făcută cu maioneză, chipsuri, am băut bere, foarte multe lucruri care sunt prea bogate în calorii și pe care nu vi le indic să le consumați în fiecare zi cum am făcut eu, pentru că dacă nu faceți atâta activitate fizică cum am făcut eu și dacă nu aveți masa mea musculară, cu siguranță o să vă îngrășați. Am făcut foarte multe alegeri proaste, puteam să fac mult mai multe alegeri bune, aveam de ales, toată lumea are de ales. În loc de ciocolată puteam să mănânc batoane proteice, puteam să mănânc mai multe budinci proteice, pentru că acestea sunt mai slabe în calorii și au mai multă proteină și îți oferă o senzație de sațietate mult mai mare. Însă nu este un capăt de lume, urșilor, dacă și voi treceți prin perioade mai grele sau prin perioade mai relaxante, așa, este ziua voastră de naștere sau sunt sărbătorile sau plecați într-o vacanță, vreau să vă spun că nu este nicio problemă dacă mâncați mai mult sau mâncați mai multe prostii, da? Mâncați mai multe calorii într-o zi, în două zile, într-o săptămână. Nu este nicio problemă dacă vă faceți de cap. Asta nu înseamnă că a doua zi nu trebuie să mai mâncați nimic. Nu înseamnă că după aia trebuie să faceți foamea pentru a recupera caloriile pe care le-ați acumulat în perioada de străbălare. Nici de cum. Încercați să mâncați normal, încercați să mâncați mai multe mese, să aveți 4 mese cu proteină în fiecare zi, să încercați să mai eliminați din grăsimi, să încercați să eliminați din dulciuri, să începeți iară să mâncați lucruri care sunt mai slabe în calorii, cum ar fi fructele și legumele, dar în niciun caz nu trebuie să facem foamea. Și bineînțeles, să încercați să faceți mai multă mișcare, da? Încercați să vă plimbați mai mult pe jos. Poate nu toți vă duceți la sală, dar nu este nicio problemă, pentru că la sală, într-o oră de antrenament cu greutăți, nu ardeți foarte multe calorii, credeți-mă. Ardeți undeva la 200 de calorii într-o oră de antrenament cu greutăți. Sala este bună pentru că ne ajută să construim masă musculară, care pe termen lung la fel ne mărește rata metabolică, pentru că mușchii consumă mai multe calorii pentru a fi susținuți de către corp și astfel vom putea mânca mai mult în timp când vom avea o masă musculară mai dezvoltată. Dar pentru a arde cât mai multe calorii, cel mai bun este cardio și dacă nu puteți să faceți un cardio extraordinar de intens, nu este nicio problemă, puteți să faceți un mers, o plimbare mai lungă, să compensați și să ardeți foarte multe calorii. Începeți de la un sfert de oră pe zi, 30 de minute, după aia, peste câteva săptămâni, avansați la o oră, la două ore și ajungeți la 3 ore, la fel cum am ajuns și eu. Acum merg câte 3 ore în fiecare zi și este fantastic. Săptămâna viitoare voi încerca să reintru la normal, pentru că mi-am făcut de cap foarte multe zile, mi-am făcut toate poftele, organismul meu este acum full de calorii și sunt convins că de săptămâna viitoare vom începe să slăbim foarte bine și voi reuși să-mi țin poftele sub control, voi reuși să fac alegeri mai bune și mai sănătoase, bineînțeles. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să lași un like și un comentariu, să-mi spui dacă te-ai îngrășat sau ai slăbit de sărbători, cum ai trecut de sărbători, dacă ești curios să vezi ce mai mănânci săptămâna viitoare, ce mai îngătește șeful personal și câte kilograme reușesc să slăbesc, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări. Dacă vrei să mă vezi mai des, nu uita să mă urmărești și pe Instagram și pe Facebook la Miere TV, pentru că acolo postez zilnic. Iar dacă vrei să mă susții financiar, nu uita să faci o comandă pe site-ul meu www.mieretv.ro, pentru că acolo găsești cele mai bune produse apicole la cele mai mici prețuri. Aveți 10 de reduceri, iar suplimentar încă 10% la următoarea comandă. Produsele sunt cele mai bune, sunt premiate la târgurile naționale și internaționale apicole. Iar dacă vrei să susții sănătatea și să mă susții și pe mine financiar, bag o comandă acolo și îți garantez că nu vei regreta. Vei avea cele mai bune produse apicole din România la cele mai bune prețuri. Până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru. Nu uita să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao!